că nu există numai clădiri de patrimoniu, cărți de patrimoniu, obiecte de artă de patrimoniu, pentru că toate aceste lucruri sunt realizate de oameni. Și nu de orice fel de oameni, ci de oameni acei care ei înșiși sunt oameni de patrimoniu. Adică oameni de preț, oameni de valoare, oameni care nu pot fi uitați și care lasă în urmă o moștenire inoubliabilă. Acesta este pentru noi maestrul Ivan Cobâlă. Văd peste tot, și așa este, cuvântul însoțitor maestru. Și într-adevăr, a fost un maestru. Un maestru pentru acei tineri care de fragedă vârstă au venit în jurul lui și el a știut să-i aleagă, a știut să le perceapă sămânța, sâmburele de geniu și să-i transforme pe toți la oaltă într-un ansamblu care a cântat la unison. Ansamblu care se numește Rapsozii Botoșanilor și care de-a lungul timpului a căpătat asemenea carate încât oricine a făcut parte și au fost atâția din acest ansamblu sau care au colaborat sau care au fost sprijiniți și lansați de el, se pot mândri pentru că această demnitate seamănă cu un doctorat. Oricine dintre aceștia, oriunde s-au dus, această demnitate le-a fost recunoscută și nu numai pentru participarea la acest ansamblu, ci și prin calitatea pe care au dobândit-o în această colaborare, pentru că maestrul Ion Cobâlă a știut să strunjească, să cizeleze, să ajute, să crească sâmburele de valoare din fiecare. A știut să recunoască și să dea mai departe aripi celor care au venit, unii de copii alături de el. Atât de frumos a spus Lenuța Mândrescu: maestre, vă mulțumim că ne-ați luat de copii și ne-ați făcut artiști. Mi-au dat lacrimi când am citit, pentru că mi-am dat seama că, de fapt, aceste cuvinte au exprimat sentimentele tuturor pe care ea a știut să le formuleze. Și o felicit pentru că această formulă are un sens retoric de mare calitate și cred că poate fi pus chiar ca o emblemă asupra activității sale. A fost maestru pentru că a știut să învețe, a știut să transforme o grupă amorfă într-un tot unitar, mai cu binele, mai cu severitatea, exact așa cum fac maestrii, cum fac mari profesori, pentru că pe lângă toate, pe lângă un muzician cu ureche absolută, pentru că și eu am colaborat cu el și știu urechea lui și știu sunetul pe care îl percepa ca nimeni altul, a avut și vocație pedagogică. Ne despărțim de un om de patrimoniu. Mă bucur că nu de mult a fost în sfârșit onorat cu un meritatul titlu de cetățean de onoare. Ne închipuim ce ar fi fost dacă nu s-ar fi întâmplat acest lucru. Ar fi rămas o pagubă și o culpă niciodată recuperabilă. Sigur că ne amintim noi cei care îl cunoaștem și de tristețea unui moment când s-a întâmplat să nu mai fie nevoie sau așa a considerat cineva că nu mai este nevoie de virtuțile sale. S-au reparat într-o oarecare măsură, dar suferința lui cred că a fost perpetuată și poate că ar trebui să rămână ca exemplu tuturor că asemenea oameni rar au un suflet sensibil și trebuie recunoscuți repede în valoarea lor și trebuie prețuiți. De aceea trebuie să spun că am avut o foarte bună impresie
când am văzut zilele trecute o coloană pornind de la clădirea administrativă, cum nu s-a mai întâmplat niciodată, în frunte cu diriguitorii și cu mulți oameni care au venit în corpore să-și ia rămas bun și să prețuiască pe omul de valoare, pe omul de patrimoniu care a fost acum am bine și bine să plâng și vă rog să mă ajutați să nu plâng pentru că îmi stric discursul, care a fost maestru Ioan Codoiu. Așa cum și altă dată, când a plecat la ceruri, vioristul acela căruia îi cânta vioara și singură, Costică Lucu, aflându-mă pentru o treabă la municipiu, am rugat pe cei prezenți să se ridice și să țină un moment de reculegere, pentru că exact atunci pleacă dintre noi un om de neuitat, așa cum și domnul Cobâlă, maestru Cobâlă, cel care a făcut să aplaude și să aibă, trăiască emoții atâtea mii de spectatori și din țară, și de la țară, și din orașe, dar și din atâtea alte cotare, ducând numele României la cinste, la onoare și la neuitare, își merită această invitare, merită această jerbă de flori pe care o reprezintă prezența dumneavoastră și chiar și acest semn divin pe care ni l-a trimis cel de sus, care iubește, trimițându-ne o zi atât de frumoasă. Imaginați-vă cum s-ar fi putut vorbi sau face ceva pe o ploaie torențială. Ei bine, nu. Maestru Ioan Codulă a meritat această favoare și acest semn de grație. Drum bun către Rai, dragul nostru, maestru și confrate, eu personal îi mulțumesc pentru ajutorul și sprijinul pe care mi l-a dat și mie în transformarea cântecelor lui Eminescu într-un nou domeniu al eminescologiei, în care a intrat și el atunci când a semnat alături de mine. Și mă gândesc că acolo, în Rai, nu va sta nici acolo degeaba și va întocmi rapid și un ansamblu numeral.